Echipa de fotbal CSML Gorj a fost eliminată ieri după amiază din Cupa României de către divizionara B Energeticianul Petroșani într-un meci jucat pe stadionul municipal de la orele 17. Lugojenii au pierdut la limită cu 2-1. La pauză, scorul a fost 1-0 pentru oaspeți printr-un gol marcat dintr-un șut de la circa 20 de metri în minutul 35. Andrei Sărăcin a încurcat spre final planurile energeticianului, egalând în minutul 78 cu un lob peste portar la colțul lung de la 9 metri, în urma unei incursiuni pe flancul stâng. Deși jocul se îndrepta spre prelungiri, în minutul 87, echipa din Petroșani a reușit să-și ajudece calificarea printr-un gol marcat din interiorul careului. CSML Gorj a aliniat următoarea formație: Barbu, Morgan, David, Predescu, Cracunjel, Mărmânianu, Jula, Sândescu, Precupanu, Sărăcin și Rațiu. Au mai intrat Cărăbaș, Dobra și Socaci.